Livada cu vișini. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Anton Pavlovici Cehov. Cerul e sus, sus de tot, boltit deasupra stepei fără de sfârșit. Mii de stele au spuzit bolta cerească și razele lunii coboară ca niște valuri argintii deasupra necuprinsei stepe, învăluind în strălucirea lor de sidef minunata livadă cu vișini a Lyubovei Andreevna Ranievskaya. Încovoiat sub greutatea bulgărilor albi ai florilor, vișinii foșnesc ușor în tăcerea nopții și împrăștie în jur un parfum suav amărui. Așa sunt nopțile de primăvară în stepă. Și nimic nu e mai frumos pe lumea aceasta ca livada cu vișini care înconjoară conacul Lyubovei Ranievskaya. Crengile vișinilor au pătruns prin ferestrele larg deschise și cu ochii umezi ai florilor, vișinii privesc în salonul cel mare al conacului. Toate sunt aproape așa cum le-a lăsat Lyubova, și pianul, și sfeșnicele de argint cu lumânările de ceară pe jumătate arse, și portretul din tinerețea Lyubei, și balansoarul în care moță-i acum negustorul de modă veche, Lopahin. Toate sunt aceleași și la fel orânduite. Numai praful și tristețea de altă dată lipsesc. Și cum oare ar putea fi altfel când tocmai în această noapte minunată de mai, Lyubova Ranievskaya se întoarce acasă? De mult a trecut miezul nopții. Spre răsărit s-a evit geana vioria zorilor și trenul care trebuia să o aducă pe Lyuba tot n-a sosit în stație. În salon a intrat Duniașa, fata din casă, și cu ochii aproape închiși de somn, privește în jur și caută să prindă de undeva zgomotul cunoscut al trenului care se apropie. Nu se aude însă nimic. Ce-or fi făcând oare la gară Leonid Andreevici, fratele Lyubei și Pișic, care s-au dus să o întâmpine pe Ranievskaya? E atâta liniște în jur și în salonul acesta cu stampe și macate vechi, încât doar pendula din lemn de nuc încrustat, cu mișcarea ei lentă și neîntreruptă, mai amintește trecerea timpului. A dat Dumnezeu și a sosit și trenul. Cât să fie ceasul Duniașa? Aproape două. Se crapă de ziua. Cu cât să fi întârziat? Cel puțin cu două ore. Mare tâmpit mai sunt. Fac drumul până aici ca să-i întâmpin la gară și când colo mă las furat de somn. Am adormit pe scaun. Credeam că ați plecat. Iată-i. Mi se pare că vin. Nici gând. Până își scot bagajele, ba una, ba alta. Lyubova Andreevna a stat 5 ani în străinătate. Cum o mai fi acum? Ce femeie cum se cade! Țin minte că pe când eram un mânz, să fi avut 15 ani, răposatul taică meu mi-a tras un pumn în față de m-a podidit sângele pe nas. Venisem amândoi până aici, dar nu mai țiu minte pentru ce. Iar el era băut. Lyubova Andreevna
tânără și subțirică pe vremea aceea. M-a dus la spălător. Chiar acolo, în camera asta a copiilor. Și mi-a spus: nu mai plânge pui de mujic, că-ți trece pântul insura. Pui de mujic. E drept că tata era țăran, dar eu port vestă albă și pantofi galbeni. M-am îmbogățit. Am parale cu carul. Dacă îmi stau să chipzuiesc și să judec mai bine, tot țăran am rămas. Uite, m-am apucat să citesc cartea asta și n-am priceput o boabă. Am adormit citind. Câinii nu s-au liniștit toată noaptea. Au simțit că li se întorc stăpânii. Ce cu tine, dumneavoastră? Îmi tremură mâinile. Simt că mi se face rău. Ești gingașe, dumneavoastră. Te piepteni și te îmbraci ca o domnișoară. Nu se cade. Trebuie să nu uiți cine ești. Aha. Iată-l și pe Epihodov. Și cu un buchet de flori. Dumneașa l-a trimis grădinarul. A căzut bruma. E ger. Și vișinii sunt în floare. Nu pot înțelege nimic din vremea asta de la noi. Și să-ți mai spun, Ermolai Alexievici, că mi-am cumpărat alaltă iar cizmele astea și scârție de nu le mai pot suporta. Cu ce să le ung? Da, dă-mi pace că mă plictisești. Nu e zi de la Dumnezeu să nu mi se întâmple câte ceva. Și nu mă mai plâng. M-am obișnuit. Ba și zâmbesc. Eu mă duc. Uite, vedeți? Asta nu e ghinion. Într-adevăr e nemaipomenit. Ei bine, am să-ți mărturisesc, Ermolai Alexeievici, că Epihodov ăsta m-a cerut în căsătorie. Nu știu ce să fac. Eu nu am cum se cade. Dar uneori când începe să-ți vorbească, nu pricep nimic. E frumos ce-ți spune el. Te mișcă, dar nu e de înțeles. Mă iubește la nebunie, dar îl paște piazarea. În fiecare zi se întâmplă câte ceva. Lumea l-a poreclit găina cu ouăle negre. Mi se pare că sosesc. Ei sunt. Doamne, doamne, dar ce-i cu mine? Într-adevăr, au sosit. Ia te uită, Liubova Andreevna e aproape neschimbată. Dar și fica ei, Ania. Și aceea cine e? Aceea cu câinele de lănțuc. E Charlotte Ivanovna, guvernanta domnișoarei Ania. Aha. Dar e și Gaev, fratele Liubove Andreevna. Și Simeon Pișic, toți. Ei le-au ieșit înainte la gară. Poftiți, poftiți! Ania! 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 Să trecem pe aici, mamă! Să duci aminte ce odaie e asta! Odaia copiilor! Varia! Mamă! Fetița mea, dragă! Varia! Mamă!
slabă. Ce frig e. Mi-am înghețat mâinile. Varia. Mamă. Odăile dumitale, cea albă și cea violetă, au rămas aceleași. Odaia copiilor, cât îmi e de dragă și ce frumoasă e. Aici dormeam când eram mică. Mai ții minte, Gaie? Varia. Varia, fetița mea. Și Varia e tot cea de odinioară. Seamănă cu o călugăriță. Și pe tine, Duniașa, te-am recunoscut. De cât vă așteptăm? Ania, fetiță, de ești obosită. N-am închis ochii 4 nopți și sunt înghețată toată, mamă. Haide, fetița dragă, Duniașa, vino să te sărut. Te-am așteptat mult, bucuria mea, lumina mea. Uite acolo ușa odăii mele. Odaia mea. Parcă nici n-aș fi fost plecată. Sunt acasă la mine. Mă scol mâine dimineață să mă duc în livadă. Dacă aș putea să dorm. N-am dormit în tot timpul călătoriei. O îngrijorare nelămurită m-a împiedicat. Petre Sergeevici a sosit alaltă ieri. Petia! Locuiește în pavilionul băii. Acum doarme. Mi teamă, zice el, să nu deranjez. Ar trebui să-l trezesc. Duniașa! Da, domnișoară Varia. Fă repede cafeaua. Mama vrea cafea. Oh, numai decât. Ania, Maria. Ania, draga mea surioară, bine că ați venit. Oh, prin câte am trecut? Da, cred. Când am plecat, era frig. Tot drumul Charlotte n-a făcut decât să vorbească și să ne arate fel de fel de scamatorii. De ce mi-ai dat-o pe cap pe Charlotte? Da, bine, Ania, drăguță. Dar la 17 ani nu puteai pleca singură în străinătate. E, și spune mai departe. Iată-ne sosite la Paris. E frig și ninge. Eu vorbesc o franțuzească îngrozitoare. Mama locuiește la al 5-lea etaj. Intru la ea și dau peste niște cucoane și un preot bătrân cu o carte în mână. Și peste tot fum de tutun și o casă înghesuită. Mi s-a făcut deodată milă de mama. I-am luat atunci capul în mâini și l-am strâns la piept. Mama m-a mângâiat și-a plâns. Nu mai spune. Vânduse vila de la Montum și nu-i mai rămăsese niciun ban. Nici mie nu-mi mai rămăsese nicio copeică. Abia de-am avut cu ce să ne întoarcem. Ah, și mama nu înțelege nimic. În timpul călătoriei mâncam la bufetele din gară. Cerea tot ce era mai scump și le dădea chelnerilor câte o rublă bacșiș. Charlotte la fel. Iașa cerea și el o masă întreagă. Era groaznic. Iașa e la cheul mamei. L-am adus cu noi. L-am văzut. Ia spune-mi, Varia, ați plătit dobânda? Da, de unde? Doamne. În august vor vinde livada. Am plecat. Ce pumni aș mai da. Varia, te-a cerut în căsătorie? Dar te iubește, de ce nu vă lămuriți? Cred că n-o să se facă. Nu-i arde lui de mine. Nici nu-mi dă atenție. Tare mi-e greu să-l întâlnesc. Toți vorbesc de căsătoria noastră, toți mă felicită și pentru ce? Pentru nimic. Cântă păsările în livadă. Cât să fie ceasul? Aproape 3. E timpul să te culci, draga mea. Haide.
Haide, lasă. Hey. Mm-hmm. Pot să trec? Oh. Oh, cât pe aici să nu te mai recunosc. Ia așa. Ce? Cum te-ai schimbat în străinătate? Hey, da. Dar dumneata cine ești? Când ai plecat eram de-o șchioapă. Duniașa lui Kozoedov. Duniașa? Mhm. Aha. Strângăriț. Ce s-a mai întâmplat iar? No, am spart o farfurioară. Poartă noroc. Vestim pe mama că Peti e aici. Am spus să nu-l trezească. Sunt 6 ani de când a murit tata. O lună după aceea s-a necat în râu fratele meu, Grișa. Era un băiețel de 7 ani. Mama n-a mai putut îndura și atunci a plecat. A plecat fără să mai privească înapoi. Petia Trofimov era învățătorul lui Grișa. Doamna își va bea cafeaua aici. Duniașa neisprăvită. Dar unde o fi frișca? S-au întors de la Paris. E, și boierul pleca odinioară la Paris, dar cu Rătvanul. De ce răspirs? Auzi? S-a întors stăpâna. Firs, bine te-am găsit, Firs! Sunt fericit că vă văd iar acasă. Dacă am apucat ziua asta, acum pot să mor liniștit. Din camera alăturată intră Iubova Andreevna cu fratele ei Gaev, moșierul Simionov, Pișic și Lopahin, în timp ce Ania pleacă să se culce împreună cu sora sa, Varia. Să fiu oare adevărat? Sunt eu! Și sunt aici! Uite! Uite, vine să sar! Să fac nebunii! Doamne, să fie oare un vis. O, Doamne, Dumnezeu mă știe că-mi iubesc țara și o iubesc mult. Nu puteam să privesc pe fereastra vagonului fără să plâng. E, soră, hai, poate. Trebuie să beau cafeaua. Poftim. Îți mulțumesc, Firs. Îți mulțumesc, bătrânelul meu. Îmi pare atât de bine că mai trăiești. Alaltă e. Nu mai aude deloc. Și dumneata, Lopahin? Fratele dumitale Leonid Andreevici spune că sunt un bădăran. Un țărănoi chiabur. Dar mie puțin îmi pasă. Lasă-l să vorbească. Eu aș vrea numai ca dumneata să ai încredere în mine. Tatăl meu a fost iobat la bunicul și tatăl dumitale. Dar dumneata ai făcut atât pentru mine încât am uitat totul și te iubesc ca pe o rudă. Dar cum am să duc ca să te bucurie? Uitați-vă, nu mă să stau locului. Puteți să și râdeți. Sunt o nebună asta. De
Mica mea, Dușenca, vă trimite multe salutări. Mulțumesc, Vișică. Aș fi vrut să vă spun ceva. Da. Și n-am timp. Trebuie să plec. Dar în două, trei vorbe. Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră cu Vișin se va vinde pentru datorii. Cum? Data de licitație e la 22 august. Mai este însă o scăpare. Iată la ce m-am gândit. Proprietatea dumitale se găsește la 20 de verste de oraș, aproape de calea ferată. Și dacă livada cu Vișin și pământul de pe marginea râului s-ar împărți în parcele pentru gospodării pe care le-ai arenda, ai avea un venit de cel puțin 25.000 de ruble pe an. Dar nu înțeleg prea bine, Ermolae Alexievici. Vei lua de la arendaș pentru fiecare parcelă cel puțin câte 25 de ruble pe an de deseatină. Sunteți salvați! Poziția e minunată, râul e adânc. Numai că va trebui făcută puțină rânduială, puțină curățenie. Cum? De exemplu, vor trebui dărâmate toate hardughiile cele vechi. Cum? Și casa asta, care cum nu mai e bună de nimic. Ce? Va trebui de asemenea să tăiați vișinii bătrâni din livadă. Să-i tăiești? Iartă-mă, dragul meu, dar acum văd că dumneata nu pricep nimic. Dacă există ceva interesant în toată gubernia, aș putea spune chiar fără pereche, apoi livada noastră cu vișinii. Livada dumneavoastră nu valorează decât prin întinderea ei. Vișinii rodesc odată la 2 ani și atunci nu știți ce să faceți cu vișinile, că nu le cumpără nimeni. Gândiți-vă! La 22 august livada cu vișini și întreaga proprietate vor fi vândute la licitație. Hotărâți-vă! Vă jur că altă scăpare nu e. Știu ce. Ce mai e nou la Paris? Broaște-ați mâncat? Ba și crocodil. Auzi, frate! Ce, Maria? Mama, ai primit 2 telegrame. Iată-le. De la Paris. S-a sfârșit cu Parisul. Știi tu, Luba, câți ani are dulapul ăsta? 100 de ani. Am putea să-i serbăm jubileu. 100 de ani. Auzi, frate. Da, da, e ceva. Dulap scump, salut existența ta de 100 de ani. Ești același, Leonea. Bilă în colțul drept, eu joc de la mijloc. E timpul să plec. Uite, coboară Charlotte Ivanovna. În rochie albă și lornetă. Iertați-mă, Charlotte Ivanovna, n-am avut timp să vă salut. Dacă ți-aș da voie să-mi săruți mâna, după aceea ai dori cotul, apoi umărul. Astăzi îmi merg toate pe dos. Charlotte Ivanovna, fă-mi o poscărie de-a dumitale. Acum nu. Mi-e somn. Așadar, Liubov Andreevna, ne vom revedea peste 3 săptămâni. La revedere. Până atunci rămâneți cu bine, domnule Gaev. La revedere, la revedere. La revedere, Pișin. La revedere. La revedere, Varia. La revedere. Nu-mi vine să plec. Dacă te mai gândești la cele ce ți-am spus și iei vreo hotărâre, dă-mi de știre. Aș putea să-ți fac rost de un împrumut de 50.000 de ruble. Gândește-te serios. Ah, dar pleacă odată. Plec, Varia. Uite, mă duc. Ce bădăram! Leonea!
Iertați-mă, vă rog. Știu că Varia se căsătorește cu el. E logotnicul ei. Unchiule, nu mai spune vorbe de prisos. Și adică de ce nu Varia? Eu m-aș bucura foarte mult. E un om de ispravă. Într-adevăr, un om foarte de ispravă. Să nu uit, stimată doamnă, dați-mi 240 de ruble că am împrumut. Mâine trebuie să plătesc două bânzele ipotecii mele. Dar de unde să avem? Dar n-avem bani. Într-adevăr, n-am niciun ban. Eu nu pierd nădejdea. Ei, am băut și cafeaua. Putem să mergem la culcare, nu? Uite, mamă, a răsărit soarele și nu mai frig. Oh, ce minunat sunt pomii. Doamne, ce aer. Cântă graurii. Să mai deschidem o fereastră. Toată livada e albă. Ții minte, iuba, aleea asta lungă care trece înainte ca un brâu întins și străluce nopțile cu lună. O mai ții minte? N-ai uitat-o? O, zile nevinovate ale copilării mele. Dormeam în odaia asta. De aici priveam livada. Fericirea se trezea odată cu mine în fiecare dimineață. Și livada era ca și acum. Nimic nu s-a schimbat. Totul, totul e alb. Oh, livada mea. După o toamnă grea și o iarnă rece, iată-te iarăși tânără, plină de fericire. Binecuvântarea dumnezeiască nu te-a uitat. Te-aș putea să lepăd povara asta din inimă și de pe umerii mei. Te-aș putea să uit trecutul. Și livada asta s-o vândă pentru datorii? Nici nu-ți vine să crezi. Stați! Priviți! Ce? Mama! Mama! Răposata mea mamă se plimbă prin grădină în rochie albă. Ea e! Mama! Ea! Unde o vezi? Doamne! Mamă! Dar ce-ți vine să spui? Nu e nimeni. Mi s-a părut acolo, în dreapta, la cotitura spre chioșc, s-a plecat un pomișor alb, asemenea unei femei. Oh, ce livadă minunat! O mare albă de flori, un cer albastru. Lyubov Andreevna! Petia! Lyubov Andreevna! Petia Trofimov, dascălubietului meu copilat! Eu sunt. Vreau numai să vă urez bun sosit și apoi plec. Petia!
Elveția! Ajunge! Iubaștugu-te! Ajunge! Grișal meu! Băiețașul meu! Copilul meu, Grișa! Mamă! Mamă! Așa vrut Dumnezeu, mamă! Nu mai plânge! Nu mai plânge! Copilul meu a murit! S-a necat! De ce? De ce? De ce, prietene? De ce? O, Doamne, Doamne! De ce te-ai schimbat așa? De ce ai îmbătrânit? În tren o babă mi-a spus: boier năpârlit. Pe atunci erai încă un copil. Oh. Un student, Chipeș. Iar acum ți s-a rărit păr. Porți ochelari. Tot mai e student? Da. Și poate am să rămân toată viața. Oh, Petia. Ei, copii. Și acum cu toții la culcare. Haide, Vavia. Da, mamă. Haide. Haide să ne culcăm. Iubova Andreevna a trecut alături. Trofimov și Ciel. În camera a rămas numai Gaev și cu nepoata lui Varia. Amândoi privesc tăcuți prin fereastra deschisă livada înflorită. Apoi brusc s-au privit în ochi. Se întâlniseră pe firul aceluiași gând. Livada se va vinde la licitație. Varia izbucnește în plâns. Nu mai plânge. Maica ta va vorbi cu Lopakhin. Desigur, nu va refuza. Vom plăti procentele, sunt sigur. Pe cinstea mea, jur pe ce vrei că proprietatea nu se va vinde. Jur pe fericirea mea. Bate mâna, cârpă să-l spui, om fără cinstiu, oricum îi vrea, dacă o îi lăsa eu să ajungă la licitație. Ți-o jur pe viața mea. Leonid Andreevich, nu te temi de Dumnezeu. Când ai de gând să te culci? Numai decât. Du-te, Hirsch, astăzi mă voi dezbrăca singur. Ai, copilașule, nani. Amănuntele pe mâine. Acum, hai la culcare. Leonid Andreevich! Mă duc! Culcați-vă și voi. Peste două luni, pe câmp, lângă o fântână. Se vede drumul ce duce la proprietatea lui Gaev. Într-o parte, o perdea întunecată de plopi. Acolo începe livada cu vișini. În fund, un rând de stâlpi de telegraf.
și departe în zare, un oraș ale cărui contururi sunt șterse. Soarele va pune în curând. Pe banca de lângă fântână stau Iașa, lacheul Iubovei Andreevna și Duniașa, alături în picioare Charlotte, iar mai departe Epihodov, care cântă la chitară. Charlotte gândește cu glas tare. Pașaportul meu nu e în regulă. De aceea nici nu știu câți ani am. Când eram mică, tata și mama treceau de la un bâlci la altul și dădeau reprezentații foarte frumoase. Eu făceam saltul mortal și diferit de alte figuri. Oh, sigur. Când a murit tata și mama, m-a luat o doamnă, o nemțoaică care mi-a făcut educația. Așa. Apoi am crescut și m-am făcut guvernantă. Așa. Da, da. Dar de unde sunt eu? Cine sunt eu? Nu știu. Habar n-am. Am atâta nevoie să vorbesc cu cineva și n-am cu cine. N-am pe nimeni. Așa. Ce noroc că ai fost în străinătate, Iașa. Da, da, asta e adevărat. Eu nu sunt un om de rând. Da, n-am ajuns încă să știu ce vreau. N-am ajuns încă să știu dacă trebuie să trăiesc sau dacă trebuie să mă împuș. De aceea port cu mine întotdeauna un revolver. Iată-l. Acum mă duc. Tu, Epihodov, ești un om deștept, dar primejdios. Ce tâmpiți sunt toți deștepții ăștia. N-am cu cine să schimb o vorbă. Singură, singură, mereu, fără sfârșit. Nu știu nici cine sunt, nici de ce trăiesc. Duniașa, îmi dai voie să-ți spun câteva cuvinte? Vorbește. Nu. Între patru ochi. Fie. Dar adu mai întâi pelerina. E cam umed aici. Bine. Ți-o aduc. Acum însă știu ce voi face cu revolverul. Găina cu ouăle negre. Mare tâmpit între noi fie vorba. Numai de nu s-ar împușca. Ah. N-am astâmpăr. De mică m-am băgat la stăpâni bogați și m-am desobișnuit de o viață simplă. Uite, uite ce albe sunt mâinile. Uh-huh. Albe ca ale unei domnișoare. Acum,
Sunt plăpândă, delicată. Ia așa. Ia așa. Dacă m-ai înșelat, nu știu ce s-ar întâmpla cu mine. O, dulceața mea. Eu te iubesc ca o nebună, Iașa. Da. E, uite care e părerea mea. O fată care se îndrăgostește e o smintită. Auzi, auzi, vine cineva. Sunt stăpâni. Așa. Du de acasă, că și când ai venit de la râu, să nu se creadă că am avut o întâlnire. Bine, plec. Uite, vin Lyubova Andreevna, Gaev și Lopahin. Vin din oraș unde au luat masă. Hai, du-te. Trebuie să te hotărăști, Lyubova Andreevna. Timpul trece. Vrei să-ți împarți pământul în parcele și să-l arendezi? Răspunde. Da sau nu? Dar cine fumează aici țigări de-astea necăcioase? Nu e rău că s-a făcut o cale ferată. Altfel n-am fi putut merge până la oraș să prânzim. Numai un singur cuvânt. Răspundem. Ce? Ce? Nu mai am niciun ban. Piata mea, Varia, face toate economiile din lume. Și eu cheltuiesc banii fără nicio noi. Uite, uite că-i pierd și pe ăștia. Dați-mi voie să-i strâng eu, doamnă. Da, e așa, fii te rog atât de bun. De ce m-ai fi dus să prânzesc în oraș? Restaurantul al vostru e prost și muzica la fel. Muzica? Da, da. Am auzit că bogătașul Deriganov vrea să vă cumpere moșia. Se zice că va asista chiar el la licitație. De unde știi? Se vorbește în oraș. Mătușa cea bogată din Iaroslav a făgăduit să ne trimeată bani. Dar când și câți, nu se știe. Cam câți ar putea să vă trimită? Vă rog să mă iertați, dar n-am mai întâlnit niciodată oameni atât de nechipzuiți, atât de nepractici și de ciudați ca dumneavoastră. Vi se spune verde în față că vi se vinde proprietatea și nu vreți să înțelegeți de fel. Bine, dar ce putem face? Învață-ne! În fiecare zi nu fac decât asta. În fiecare zi vă spun același lucru. Și livada cu vișini și pământul trebuiesc neapărat date în arendă. Și asta chiar acum. Cât mai repede. Licitația e aproape. O, Doamne, multe sunt păcatele mele. Întotdeauna am risipit banii ca un nebun. Soțul meu bea îngrozitor. A murit din cauza șampaniei. Din nefericire m-am îndrăgostit de un altul. Dar tocmai în ziua când m-am dat lui, băiețelul meu s-a necat. Uite acolo, în râul acel. Apoi am plecat în străinătate. Să nu mai mă întorc niciodată. Să nu mai văd râul ăsta. Am fugit cu ochii închiși. Desnădăștuită. Dar el m-a urmărit fără milă. Am cumpărat o vilă lângă Manton și acolo s-a îmbolnăvit. 3 ani n-am știut ce odihna, nici ziua, nici noapte. Anul trecut, când am vândut vila ca să plătim datoriile și am plecat la Paris, el mi-a luat totul și m-a părăsit pentru alta.
Eu am încercat să mă otrăvesc. E așa de stupid și așa de rușinos tot ce vă spun. Apoi deodată mi s-a făcut dor de Rusia, de țara mea. Mi s-a făcut dor de fata mea. Astăzi iar am primit o telegramă de la Paris. E tot de la el. Mă roagă să-l iert și să mă întorc. Parcă s-aude o muzică undeva. E faimoasa noastră orchestră. Patru balalaici, un flaut și un contrabas. Tot mai există. Aseară la teatru am văzut o piesă foarte ciudată. Ar trebui să vă cercetați mai mult pe voi înșivă. Cât de cenușie e viața voastră a tuturor și câte vorbe de prisos rostiți. Asta e adevărat. Taică-meu era un mujic tâmpit, care nu pricepea nimic. Nu m-a învățat nimic, ci doar îmi căra cu bățul când se îmbăta. Și la drept vorbind, sunt și eu tot atât de neciopliș și de tâmpit ca și el. Nu știu nimic. Dar trebuie să te însori, dragul meu. Dacă ai lua-o pe Varia, e o fată bună. Nu zic ba. E fată de la țară. Nu e frică de muncă. Și mai ales, te iubește. Firește, nu m-aș da în lături. E fată bună. Uite-l și pe Fix. Ce e Fix? Conașule, îmbrăcați paltonul. E fric și umezeat. Mă plictisești. Nu faci nimic. Azi dimineață erați plecat fără să-mi spuneți o vorbă. Ai îmbătrânit, Fix. Auzi? Spune că ai îmbătrânit. Trăiesc cam de multișor. Nici nu era născut tatăl dumneavoastră și pe mine voia să mă însoare. Când s-a făcut dezrobirea, eram prim valet al boierului. N-am primit să fiu liber și am rămas la stăpâni. Ce bine era înainte. Cel puțin putea să vă bată. Cred și eu. Cine mai pricepe ceva? Mai taci din gură, Firs! Mai taci din gură, Firs. Mâine trebuie să plec la oraș. Mi-a făgăduit cineva să mă prezinte unui general care ar putea să ne împrumute pe poliție. Nu folosește la nimic. Vă asigur că nu o să plătiți nici dobânzile. Aiureați, nu există niciun general. Dar cine vine oare? Ania, Varia și Trofimo. Apropie-te, Ania. Veniți, dragele mele. Dacă ați ști amândouă cât vă iubesc de mult. Haide, stați colea lângă mine.
Stai și dumneata, Trofimov. Veșnicul student. Mereu printre domnișoare. Asta nu e treaba dumitale. Pe curând o să împlinească 50 de ani și tot student e. Lasă glumele tâmpite. Îngăduiem să te întreb, care-i părerea dumitale despre mine? Mm-hmm. Iată ce cred eu despre dumneata, Ermolae Alexeievici. Ești un om bogat. În curând vei fi milionar. Da. Dar rostul dumitale în mijlocul marilor prefaceri este acela al unui animal de pradă care înghite tot ce iese înainte. Petia, mai bine spune-ne ceva despre planetă. Nu, să continuăm discuția noastră de aseară. Despre ce? Despre mândria de sine. E limpede. Trebuie să încetăm odată de a ne preamări pe noi înșine. Trebuie să ne apucăm să muncim. Da, de murit, tot vom muri. Cine știe? Și ce înseamnă a muri? S-ar putea ca omul să aibă 100 de simțuri și, prin urmare, să-i dispară numai cele 5 cunoscute nouă, iar restul de 95 să rămână vii. Ce deștept ești, Petia! E lucru mare! Omenirea merge înainte și se dezvoltă neîncetat. Tot ceea ce ne depășește azi va fi într-o zi un lucru pe înțelesul tuturor, obișnuit. Numai că trebuie să muncim, să-i ajutăm din toate puterile noastre pe cei ce caută adevărul. La noi, în Rusia, intelectualii nu muncesc, nu fac nimic. Își tutuiesc servitorii și se poartă cu țăranii cum te-ai purta cu niște vite. Nu se trudesc să înțeleagă, nu citesc absolut nimic serios, nu fac nimic. Despre știință nu fac decât să vorbească, iar arta nu înțeleg. Toți își iau aer grave, filozofează, în timp ce în văzul tuturor muncitorii n-au ce mânca. Dorm fără perne câte 30-40 într-o cameră, în cloșnițe, putoare, umezeală și apucături murdare. Arătați-mi unde sunt casele de copii despre care se vorbește atât. Unde sunt bibliotecile? Nu se știe de ele decât în romane. În realitate, ele nu există. Totul nu e decât murdărie, urăciune, sălbăticie. Mai bine să tăcem cu toții. E bine, află că eu mă scol la ora 5 dimineața. Muncesc din zori până în seară. Toată ziua mânuiesc banii mei și ai altora și văd cum sunt oamenii. Câteodată, când nu pot să dorm, mă gândesc. Doamne, Tu ne-ai dat păduri nesfârșite, câmpii cât vezi cu ochii, zări fără de margini și, trăind în ele, noi înșine ar trebui să fim niște uriași. Vine Bihodov. A pus soarele, domnilor. Dumnezeiască natură, Tu te îmbraci cu veșnica ta strălucire în splendoarea și indiferența ta. Tu, pe care noi te numim mamă, închizi în tine viața și moartea. Tu creezi, distrugi. Unghiule drag. Iar începi, unghiule. Tac. Ce-i asta?
Nu știu. Poate undeva, departe, într-un puț de mină, s-a rupt funia ascensorului. Dar trebuie să fie foarte departe. Sau poate să fie și o pasăre, un bătlan. Sau vreo bufniță. Nu știu de ce, dar e ceva neplăcut. Înainte de nenorocire, tot așa s-a întâmplat. A țipat o cucuvea și samovarul a șuierat fără întrerupere. Înainte de nenorocire? Înainte de dezrobire. E, știți ce, prieteni? Să mergem. Da, hai să mergem. E târziu. Ania, dar ce-i cu tine, fetițo? Ai ochii plini de lacrimi. N-am nimic, mamă. Să mergem, domnilor. Să mergem. Știi, Varia, că am pus la cale căsătoria ta cu Lopahii. Te felicit. Mamă, cu asta nu se glumește. Du-te la mănăstire, Ocmelia. Tu mai rămâi, Ania? Un pic, mamă. Rămâne cu studentul bătrân. Ania, draga mea. Acum suntem singuri. Varia se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul și se ține toată ziua de noi. Dar noi suntem mai presus de dragoste. Năzuim să ne ridicăm peste tot ce e meschin și trecător. Peste tot ceea ce ne împiedică să fim liberi și fericiți. Iată adevăratul înțeles și țelul vieții noastre. Nimic nu ne va opri să ne urmăm calea spre viața cea nouă, ce strălucește ca o stea aprinsă în depărtare. Ce frumos vorbești! Ce minunat e azi! Da, vremea e frumoasă. Ce ai făcut din mine, Petia? Simt că nu mai țiu la livada cu vișinca din aur. Cât mi-era de dragă înainte, mi se părea că pe pământ nu e alt loc mai frumos ca livada noastră. Toată Rusia e livada noastră. Gândește-te numai, Ania, că bunicul dumitale, străbunicul dumitale, au fost boieri, stăpâni peste robi. Nu simți cum sufletele astea te privesc din fiecare vișin din livadă, din fiecare frunză, din fiecare tulpină? Peste tot stau ființe omenești. Nu le auzi glasurile. Ați fost stăpâni peste suflete vii și asta v-a stricat pe toți. Toți care au trăit înainte și care trăiesc și acum. Și într-atât v-a stricat, încât niciunul nu băgați de seamă că trăiți pe datorie, pe spinarea altora, pe socoteala celora pe care nu-i lăsați decât cu silă să intre pe ușa din dos.
Pentru a începe să trăiești cu adevărat, trebuie mai întâi să-ți răscumperi trecutul, să-i spășești. Și nu poți să-l răscumperi decât prin suferință, prin muncă istovitoare și neîntreruptă. Asta trebuie să-ți intre bine în cap, Ania. Casa în care trăim nu mai e de mult a noastră. Eu am să plec din casă. Îți dau cuvântul meu. Dacă ai cheile casei, aruncă-le în fântână și pleacă. Fii liberă. Liberă ca vântul. Câtă dreptate ai! Crede-mă, Ania. Crede-mă. N-am încă 30 de ani. Sunt tânăr, sunt încă student. E, da, am îndurat atâtea. Flămând, bolnav, neliniștit, sărac ca un cerșător. Și pe unde n-am colindat? Dar și totuși, întotdeauna, zi sau noapte, sufletul meu a fost plin de o presimțire nelămurită. Eu presimt fericirea, Ania. O văd de pe acum. Răsare luna. Iată fericirea. Iată-o. Vine. Se apropie tot mai mult. Tot mai mult. Își aud pașii. Și chiar dacă noi n-am mai vedea-o, n-am mai simți-o, n-are nicio importanță. O vor vedea alții. Ania! Unde ești? Iar, Varia, e revoltător. Ce să-i faci? Haide-mi la râu și acolo e bine. Hai. Să mergem. Ania! Ania! Ziua vânzării la licitație a livezii cu viș. Lopahin și Gaev sunt plecați la oraș. Acasă, Liubov Andreevna a organizat o serată. Poate pentru ca să-și mascheze durerea. Poate pentru că i-a fost frică să rămână singură într-o zi ca aceasta. S-a înnoptat de mult și Gaev nu s-a întors încă. Candelabrele ard. Orchestra cântă un cadril. Salonul e plin de invitați. Se dansează. Întârzi atât. Ce fac la oraș? Duniașa! Duniașa! Dă-ne ceai, muzicanților! Imediat! Ce spui, Petea? Pe semne, nu s-a ținut licitația. Dar nu înțeleg ce fac atât la oraș. Oh.
Domnișoara Varia, adică Madame Lopahin, e tristă? Petia, te rog, de ce te superi, Varia? Te tachinează cu Lopahin. E și ce? Vrei să te măriți cu el? Mărită-te. E un om bun și de ispravă. Nu vrei? Nu te mărita. Dar nimeni nu te silește, drăguța mea. Mamă, trebuie să ți-o spun fără înconjur. Mă gândesc serios la asta. E un om bun și îmi place. Atunci mărită-te. Eu nu înțeleg ce mă aștepți. Dar bine, mamă, dar nu o să-l cer eu în căsătorie. Toți îmi vorbesc de el și numai el nu spune nimic. Dacă aș avea bani, aș lăsa toate și m-aș duce departe. Aș intra la mănăstire. Dumnezeiască splendoare! Oh. Un student n-ar trebui să spună prostii. Oh, ce urât te-ai făcut, Petia. Cum ai îmbătrânit. Dar de ce nu se mai întoarce Leonid? Aș vrea numai să știu, s-au vândut sau nu. O, Doamne, mi se pare atât de groasnică o astfel de nenorocire, încât nici nu mai știu ce să cred. Ce spui, Petia? Vorbește. Dacă s-a vândut sau nu s-a vândut, nu-i tot una? Aliniștește-te, scumpă doamnă. Nu trebuie să te mai minți singură. Măcar o dată privește adevărul în față. Adevărul? Care adevăr? Dumneata știi unde e adevărul și unde nu? Eu nu știu. Nu mai văd nimic. Dar gândește-te și fii puțin mai indulgent. Cruță-mă. M-am născut aici. Aici au crescut tata și mama. Aici a trăit și bunicul meu. Iubesc casa asta. Nu-mi vine să cred că aș putea trăi fără livada cu Vișin. Și dacă ea trebuie să fie neapărat vândută, e bine, vindeți-mă și pe mine împreună cu ea. Iubov Andreevna. Și fiul meu s-a necat tot aici. Fie-ți milă de mine. Ești un om bun, Petia. Știi, doamnă, că te plâng din toată inima. Oh, mi-e frică de singurătate. Petia. Da? Petia, fii bun și dă-mi telegrama aceea care mi-a căzut. Mulțumesc. E o telegramă de la Paris. În fiecare zi primesc câte una. Descreeratul acela iar s-a îmbolnăvit. Îmi cere iertare. Mă imploră să viu. Te uiți la mine aspru. Dar ce pot face, Petia? Ce pot face? Iubesc. Îl iubesc. Îl iubesc. Pentru numele lui Dumnezeu, iartă-mi sinceritatea. Uiți că te-a furat. Nu! Nu, 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 nu. Așa ceva nu trebuie să spui. E un secător, e un ticălos, un om de nimic. La vârsta dumitale e timpul să fii bărbat. Să înțelegi pe cei ce iubesc și să fii iubit la rândul dumitale. Da, 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 așa e. Și nu-mi vorbi de curățenia dumitale sufletească. Ești doar un caragios neisprăvit. Ce-ai spus? Sunt mai presus de iubire. Ei, nu ești mai presus de iubire, ci, cum spune Firs, ești un neisprăvit. Este înspăimântător. Ce-ai spus? Nu mai pot. Mă duc, plec. Petia! Petia, dar nu pleca! Caragiosule! Petia, dar am glumit! Dar ce s-a întâmplat, Ania? Ce este? Petia a căzut pe scară! Oh, ce ciudat e acest Petia!
fi supărat pe mama. Hai, Petia, suflet curat. E, uite-ți ce iertare. E, haide, haide să dansăm. Mulțumesc, Petia. Vreau să stau jos. Am obosit. Mama! Mama! Ce e, Aria? Chiar acum a sosit la bucătărie un om cu vestea că asta a vândut livada cu vișini. Oh! Cui s-a vândut? Omul a plecat fără să spună. Stai! Stai, Aria! Stai! Doamne! Doamne! Simt că nebunesc. Iașa! Da, Iașa! Du-te și află cui a fost vândută livada. Dar bătrânul a plecat de mult. Da, bine, da. De ce râzi? Te bucuri? Trăznit mai e și Epihodov ăsta, dobitocul. Găina cu ouăle negre. Firs! Firs! Doamne! Doamne! Dar încotro ai să o apuci dacă s-a vândut livada? Încotro? Îmi vezi porunci. Dar ce-i cu tine? Ești bolnav. Haide, du-te. Du-te și te culcă. Să mă duc, să mă culc. Și dacă mă culc, cine mai servește aici? Cine se mai gândește la toate? Sunt singur pe toată casa. Doamnă, ce vrei, Iașa? Dacă sunteți bună, doamnă, dați-mi voie să vă fac o rugăminte. De cumva mai plecați la Paris, luați-mă cu dumneavoastră. Aici nu mai pot rămâne. Ce să vă spun? Le știți pe toate. Țara asta e incultă, oamenii stricați, fără să mai vorbesc de plictiseală, de mâncarea proastă de la bucătărie și de acest firs care bânduie prin toată casa și bombănește numai nerozii. Fiți bună și luați-mă cu dumneavoastră. Tu, Iașa. Dumneata. Găina goale, negre. Dar ce vrei? Poate că ai dreptate. Dumneata m-ai adus în această stare de spirit. Eu? Da. Eu îmi cunosc soarta. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire. O să mai vorbim de asta mai târziu. Acum lasă-mă în pace, te rog. Sunt furată de visurile mele. Dunia. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire. Dar eu la toate zâmbesc. Ba și râd. Dumneata, ești Nermolae Alexeevici? Eu? Da, dar de ce e așa de târziu? Unde e Leonid? Leonid Andreevici a venit cu mine. E aici. Ei, îi spunem, s-a ținut licitația. Vorbește! Licitația s-a sfârșit la 4. Dar noi am pierdut trenul. A trebuit să-l așteptăm pe cel de 9:30. Sunt cam amețit. Ce-i, Leonia? Vorbește! Dar pentru numele lui Dumnezeu, vorbește! Iată! Ți-am adus niște anșoași scrumbiși și cherci. Leonia! Am fost în așa hal când am mâncat nimic azi. Da, Leonia, dar spune-mi,
Ce-a fost la licitație? S-a vândut livada cu vișini? S-a vândut. Cine a cumpărat-o? Eu. Eu am cumpărat-o. Când am ajuns la licitație, Deriganov era acolo. Leonid Andreevici n-avea decât 15.000 de ruble, iar Deriganov a luat-o de la 30.000 peste datorie. Când am văzut cum stau lucrurile, m-am agățat de el și am dat 40.000. El 45. Eu 50.000. El urca din 5 în 5, iar eu din 10 în 10. Și așa am mers până la sfârșit. Eu am dat 90.000 peste datorie și mie mi-a rămas. Livada cu vișini e a mea. A mea! Nu sunt beat? Sunt în toate mințile mele? Nu mi se năzare? Nu râdeți de mine! Dacă tata și bunicul s-ar scula din mormintele lor să vadă ce s-a întâmplat cu mermolaia lor cel bătut, care abia știa să citească, care umbla desculț iarna, a cumpărat cea mai frumoasă proprietate din lume. Eu am cumpărat proprietatea unde bunicul și tata au fost șerbi. Unde nu erau primiți nici la bucătărie. Visez? Mi se pare doar. Aria a aruncat cheile. Vrea să arate că nu mai e stăpân aici. Bine. Nu-i nicio supărare. Ei, muzicanți! Cântați! Vreau să vă aud! Am să vă chem pe toți! Să vedeți cum Ermolai Lopahin va înfige toporul în livada cu vișini și cum vor cădea pomii la pământ! Vom construi vile pe gospodării și nepoții și strănepoții noștri vor apuca aici o viață nouă! Să cânte muzica! De ce nu m-ai ascultat? Iubov, Andreevna. Acum nu mai e nimic de făcut. Dar trece toate astea mai repede. De s-ar schimba odată viața asta, viața noastră dezordonată și nefericită. Lasă, lasă, Lyubov plânge. Hai să mergem în sală. Hai să o lăsăm singură. Vino. Ce cu voi? Cântați mai tare! Faceți cum vă poruncesc eu! Eu sunt stăpân al livezii cu fiși! Nu-i nimic! Plătesc tot! Tot! Mamă, măicuța, mamă, sărmana mea, mămica mea cea frumoasă, eu te iubesc, te binecuvântez, mămico.
adevărat. Dar nu mai plânge, mama. Ți-a mai rămas viața înaintea ta. Ți-a rămas sufletul tău frumos și curat. Vino cu mine. Haide, mămico, vino. Vom să dea o nouă livadă mai frumoasă decât asta, vei vedea. Și o bucurie liniștită. O bucurie adâncă se va lăsa peste sufletul tău. Ca soarele de seară peste zare. Și vei zâmbi, mămico. Haide, mămico, hai, vino. Atia. Au trecut 2 luni. Astăzi Liubov Andreevna părăsește pentru totdeauna livada cu Vișin. Atmosfera e grea. Pretutindeni o senzație de gol. Liniștea apăsătoare e întreruptă de murmurele ce răsbesc de afară. Vorbește-i așa. Au venit țăranii să-și a rămas bun. După părerea mea, Ermolai Alexeevici, poporul nu e rău, dar nu prea pricepe mult. Le-ai dat punga ta, Liuba? Asta nu se face. Cine te-a pus? N-am putut să mă stăpânesc. Poftiți, vă rog, câte un păhărel de șampanie de adio. N-am găsit decât o singură sticlă la bufetul gării. Vă rog. Nu doriți? Nu vreți să-mi faceți cinstea? Dacă aș fi știut, n-aș mai fi cumpărat. Bea-i așa, măcar tu! Da. E, în sănătatea celor care pleacă. Iar dumitale, noroc bun aici. E, dar șampania asta nu e veritabilă. Crede-mă. Op, ruble sticla! Ce-i Trofimov? Trăsura a tras la scară. A unde dracu mi-ar fi galoșii mei, că nu-i mai găsesc? Ania! Ania, nu-mi găsesc galoșii! Mă duc la Harkov. Am să iau același tren cu voi. Voi sta toată iarna la Harkov. Așadar, te duci la Moscova, Trofimov? Da. Îi petrec pe ei la oraș și mâine plec la Moscova. Uite, pun rămășa că profesorii nu și-au început cursurile așteptându-te. Asta nu te privește. De câți ani ești în universitate? Caută ceva mai nou. E veche și răsuflată. Da, da. Ermolai Alexeevici, cred că tot nu ne vom mai vedea niciodată. De aceea dăm voie la despărțire să-ți dau un sfat. Nu mai gesticula atât. Gesturile nu sunt bune. Pentru că ți-aș mai spune că a construi vile și a socoti că cu timpul din moșier vor ieși gospodari, asta înseamnă tot un gest. Dar primejdios. Da, unde ar fi galoșii mei? Uite-ți drențele! De ce te superi, Varia? Dar ăștia nu sunt galoșii mei. Ascultă, Lopahin. Omenirea merge spre adevărul cel mai înalt. Spre cea mai înaltă fericire din câte există. Și eu sunt în primele rânduri. Da?
Și ai să ajungi vreodată? Am să ajung. Am să ajung. Sau am să le arăt calea altora. Să mergem. Îndrugăm verși uscate și timpul trece. Te rog, mama, să nu se mai taie pomii până ce n-a plecat. E adevărat. N-ai avut nici măcar atâta tact. Mă duc să dau ordin numai decât. E dreptul ei. E așa, da. L-au dus pe Firs la spital? Probabil că l-au dus. De ce n-au luat scrisoarea pentru doctor? Ar trebui ajuns din urmă să li se dea scrisoarea. E așa, da. Alături e mama ta. A venit să vă luați rămas bun. Am mă scot din sărite. Am treabă, să aștept. Varia, vino, te rog. Da. Să și-a rămas bun. Oh, Duniașa. Iașa. Iașa. Privește-mă măcar o dată. Iașa. Iașa, pleci. Mă părăsești. Dar de ce plângi, ai? Peste 6 zile sunt din nou la Paris. Mâine ne suim în expres și pornim. Vive la France! Nu-i de mine pe meleagurile astea. Nu pot râi aici, ce să-i faci? Am văzut destulă mârlănie. Mi-a ajunge. Dar de ce plângi? Haide, haide, poartă-te cuvincios. Să-mi scrie așa. Bine, bine. Eu, știi. Știi? Te-am iubit doar. Te-am iubit atât de mult. Sunt o ființă gingașă. Bine. E așa. Bine, bine. Uite că vin. E așa. Ce să facem? E timpul să plecăm. Ne-au mai rămas numai câteva minute. Da, peste 10 minute trebuie să ne urcăm în trăsuri. Rămâi cu bine, casă, drag. Casa bunicilor. N-ai să o mai duci decât o iarnă. Va veni primăvara. Și atunci, atunci n-ai să mai fi. Te vor dărâma. Câte n-au văzut zidurile astea. Adia, odorul meu. Ești înseninată. Ochii îți clipesc ca două diamante. Ești mulțumită, nu? Foarte mulțumită, da? Da, mamă. Încep o viață nouă. Și eu m-am liniștit. Sunt funcționar de bancă. Și tu, Liuba, fără îndoială trebuie să spun că par mult mai bine. Da, într-adevăr. M-am liniștit. Ia lucrurile mele, Iașa. Da, doamnă. E timpul să plecăm. Adia, mamă. Adia, copila mea. Ne vom vedea în curând. Plec la Paris. Voi trăi cu banii pe care i-a trimis mătușa din Iaroslav ca să-mi răscumpăr livada. Numai că banii ăștia n-or să-mi țină prea mult. Atunci ai să te întorci, mamă, nu-i așa? Eu mă voi pregăti. Voi da examenul la liceu și apoi voi lucra și îți voi ajuta, mămico. Îți voi ajuta. Da. În serile de toamnă vom citi cărți multe. Și în fața noastră se va deschide o lume nouă, plină de minuni. Tania. Să te întorci, mămico. Să te întorci. Adia, Adia. Am să mă întorc, dragostea mea. Toată lumea ne părăsește. Varia pleacă și ea. Nu mai suntem buni de nimic. Și acum să plecăm. Să știți că plec cu două griji. Mai întâi boala lui Fix. Mai avem numai 5 minute. Mama, pe Fix l-au și dus la spital. Iașa l-a trimis azi dimineață. Și a doua mea grijă e Varia. Ea e obișnuită să se scoale dimineața, să lucreze. Acum, fără muncă, e ca peștele fără apă. A slăbit.
e galbenă și plânge mereu sărăcuța de ea. Îți aduce aminte, Ermolae Alexievici, că visul meu era să vă văd căsătoriți și lucrurile parcă mergeau bine. Ea te iubește și știu că și ea e pe placul dubitat. Nu pricep atunci de ce fugiți unul de altul. Nu înțeleg. Ca să fiu sincer, nici eu nu știu. E ciudat. Dacă mai e timp, sunt gata să sfârșesc chiar acum. Simt însă că fără dumneata n-am s-o cer niciodată în căsătorie. Minunat! Ne trebuie numai o clipă. O chem numai decât. Da, avem și șampanie. Bine, foarte bine. Noi ne ducem. E așa, ale. Oui, madame. O chem, o chem acum. Varia! Varia! Da, mamă, lasă totul și vină repede încoa. Da. Ciudat. Nu pot să găsesc. Ce cauți, Varia? I-am pus chiar undeva și... Dar nu ți-o minte unde. Și acum... Unde ai de gând să te duci, Varvara Mihailovna? Eu? La Ragulin. M-am tocmit la ei ca să le țiu gospodăria. Un fel de madamă. La Iașnevo? Sunt vreo 70 de verste de aici. Așadar, ai isprăvit cu casa asta. Dar unde, unde să fie? Sau poate i-am pus în ladă. Nu. Aici nu mai am ce căuta. Viața nu o să înceapă din nou. Eu plec chiar acum la Harkov. Chiar cu trenul ăsta. Am multe treburi pe cap. În curte las pe Epihodov. L-am luat la mine. Da. Da, înțeleg. Anul trecut pe vremea asta, dacă îți mai aduci aminte, ningea. Acum e liniște și soare. Numai că e frig. Cel puțin 3 grade sub zero. Nu m-am uitat. De altfel, termometru e spart. Ermolae Alexievici. Da, da, vin! Vin numai decât! Ce s-a întâmplat? Oh. Ce păcat! Trebuie să plecăm. Da. Da. S-a făcut timpul, mamă. Cred că am să ajung chiar astăzi la Ragulin. Numai de n-aș pierde trenul. Haide, Ania. Să plecăm, să plecăm. Prietenii mei, scumpii mei, dragii mei prieteni, părăsind această casă pentru totdeauna, pot oare să tac, să mă stăpânesc, ori să-mi exprim la despărțire sentimentele care umplu acum toată ființa mea? Acum... Unchiule, unchiule drag. Tac, tac, uite că tac. Haideți, domnilor, e timpul să plecăm. Epihodov, dă-mi partonul. Da, o clipă, o clipă.
Numai o singură clipă, vă rog. Parcă n-aș fi văzut niciodată ce pereți are această casă. Ce tavane! Acum privesc cu toate astea cu atâta lăcomie, cu atâta tuioșie. Ți-o minte? Aveam 6 ani. Da. Că de Sfânta Treime stăteam la fereastra asta. Da. Și priveam pe tata, da, cum se duce la biserică. Da, da. O, Doamne, Doamne, Doamne. Haide, ați luat toate lucrurile. Cred că da. Vezi, Epifodo, să fie toate în ordine pe aici. Fiți liniștit, Ermolai Alexievici. Dar ce-i cu glasul ăsta? Chiar acum am băut apă și nu știu ce am înghițit. După plecarea noastră, nu mai rămâne niciun suflet aici. Până la primăvară. Vă rog să vă urcați în trăsuri. E vremea. În curând sosește trenul. Petia. Da? Uite galoșii dumitale. Erau lângă Geamantan. Și ce murdari sunt. Și ce roșii. Mulțumesc, Varie. Să pornim, domnilor. Tren. Gară. Leonet, să mergem, să mergem. Sunteți toți aici? N-a mai rămas nimeni? Atunci să încuiem ușa. Să mergem. Adio, casă. Rămâi cu bine, viață de odinioară. Viață nouă. Te salutăm! Soră! Soră! O dragă, scumpa, frumoasa mea livat, rămâi cu bine, viața mea, tinerețea mea, fericirea mea, rămâi cu bine! Stați, să mai privesc o ultimă dată pereții ăștia, ferestrele astea. În odaia asta îi plăcea răposatei mele mame să zic. Viu. Plecat. M-a uitat. Nu face nimic. Am să stau și am să-i aștept. Sunt sigur că Leonid Andreievici iar nu și-a luat blana. A plecat în palton. Dacă n-am fost cu ochii pe el, că se facă, păi, ce știe el că-i tânăr? Viața mea a trecut de parcă nici n-am trăit. Am să mă întind puțin. Nu ți-a mai rămas
Nici un pic de putere, Firs. Nici un pic. Ei, neisprăvitule. Ați ascultat Livada cu vișini, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Anton Pavlovich Cehov. Înregistrarea a fost realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Ranievskaya Lyubova Andreeva, Neli Sterian, artistă emerită; Ania, Tina Ionescu; Varia, Clodi Bertola, artistă emerită; Gaev, Aurel Atanasescu, artist emerit; Lopahin, George Calboreanu, artist al poporului; Trofimov, Constantin Codrescu; Simionov, Ion Manu, artist emerit; Charlotte Ivanovna, Maria Vauvrina, artistă emerită; Epihodov, Tudorel Popa; Duniașa, Coca Enescu; Firs, Mircea Constantinescu, artist emerit; Iașa, Constantin Brezeanu; Crainicul, Constantin Bărbulescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.